Astăzi, la rubrica în care tratăm sănătatea voastră cu atenție, vorbim despre colica renală, o afecțiune întâlnită la 15% din populație. Orice piatră la rin, fie ea chiar și de mici dimensiuni, poate provoca foarte multă suferință. În topul cauzelor care duc la formarea calculilor renali, specialiștii pun aportul insuficient de lichide. Aflăm și restul obiceiurilor care ne pun sănătatea în pericol și ne trimit direct la medicul urolog. Durerea în colică este foarte puternică, este recunoscută ca fiind echivalentă cu o naștere naturală fără anestezie, are un caracter colicativ, apare, durează până la o oră, apoi o perioadă de acalmie în care pacientul se simte mai bine și va apărea din nou după ceva timp. Durerea începe de obicei în partea inferioară a spatelui sau din zona laterală a abdomenului, deasupra șoldului, și poate iradia către abdomenul inferior sau zona inghinală. Aceasta poate fi atât de severă încât poate provoca senzații de greață și vărsături. Colica renală nu are nicio poziție în care să scadă intensitatea durerii. Pentru a putea să o scădem ca intensitate, ar trebui să punem cald la spate. Băile calde ajută, dar niciodată pacientul singur, că în anumite cazuri poate să ajungă chiar să leșine în cadă. Și tratamentul care este pentru, atât pentru cauză, cât și pentru antialgic. De asemenea, consumul unei cantități adecvate de lichide, în special apă, este important pentru a ajuta la spălarea pietrei și pentru a menține o bună hidratare. Aceasta poate ajuta la ușurarea disconfortului și poate facilita eliminarea pietrei prin urină. O cauză foarte frecventă pentru colica renală o reprezintă litiază renală, formarea de mici pietricele care ușor cresc și vor migra la un moment dat pe uretere, dacă au un diametru destul de mic cât să treacă prin ureter, o să avem simptome ușoare, o usturime la urinare, dureri de intensitate mică, urinări dese, dar dacă este mai mare, va bloca și atunci va apărea și colica renală. Frecvența colicilor depinde foarte mult de localizare geografică, de etnie, de obiceiurile culturale. Momentan s-au observat că incidența litiazei, principala cauză de colică, a început să fie în creștere. Există locații în care s-a observat o creștere de 37% a litiazei în populație în ultimii 20 de ani. Factori precum dezechilibrele metabolice și nivelurile ridicate de calciu, oxalați sau acid uric în urină pot contribui la apariția litiazei renale. Colica renală reprezintă o urgență medicală. În momentul în care apare, ar trebui să ne gândim care este cauza și abia apoi să începem un tratament. Ea poate să aibă ca cauză o pietricică care poate să se elimine, dar poate să fie și o piatră mai mare care depășește diametrul ureterului și acest blocaj va rămâne pe o perioadă lungă, neputând fi rezolvat spontan de către pacient. Și atunci cel mai bine ar fi ca pacientul să ajungă la un spital sau la un doctor. Colica renală poate fi o experiență extrem de dureroasă și stresantă, dar cu diagnostic și tratament adecvat, majoritatea persoanelor se recuperează complet și pot preveni recurențele prin modificări ale stilului de viață. Pentru prevenția colicilor, cea mai bună metodă este investigarea la anuală sau chiar bianuală, o ecografie care să vadă dacă avem pietricele, dacă s-a format o litiază la nivelul rinichiului, analizele de urină ca să vedem dacă avem și o infecție. Pentru prevenirea reapariției colicii renale, este important să se consume suficiente lichide pentru a menține o bună hidratare, să se adopte o dietă echilibrată cu un conținut redus de sare și proteine animale și să se evite anumite alimente sau băuturi care pot crește riscul de formare a pietrelor renale, cum ar fi alimentele bogate în oxalați sau sodiu.